Cunoaștere tactică. Vă dau un exemplu. 10 virusologi au apărut la televizor și au vorbit de gripa aviară. Pandemie, pericol, nu știu ce, au urmat toate gândurile. Și nu știu ce, i-a venit o greșeală a televiziunii. De regulă mai filmează Sfântul Apostol Pavel și Petru, pe lângă securiștii aceia, nu știu. Și am împins-o Sfântul Apostol Pavel pe țoapa aia de la focuri, într-un sat la o babă. Analfabetism cras. Și a întrebat-o, mamaie, ce-i gripa aviară? Gripa aviară sunt doi oameni din alb care mi-a moară mie găinii. Mi-a dat că și gripa porcină. Că 300.000 de porci. Și-a întrebat, unde e îngropată? Dumnezeu, unde e îngropată toți ăștia? Aici mi s-a părut paznicul ființe naționale, baba care s-a băgat în condens să-și apere porcul. Apărat televizor. Nu intră nimic. Aia apăra ultima redută, domnule. Fiți atent la lucrurile astea. Detalii acestea semnificative, că sunt fantastice. Eu aveam ce aveam mai sfânt, era porc. S-a băgat în condens cu furca împotriva lor. Și s-a oprit gripa porcină, acolo a fost. Eu mi-aduc aminte de un film de genul ăsta, dat la televiziune, cu o capră din asta care zice, suntem în județul Ialomița, transmite în direct, și ea era cu tocuri mari, într-un noroi îngrozitor, era în Ialomița, domne, cu mocirlă, cu asta, era un gard din ăla făcut de piata femeie, din ăla strategic, cu țepușe, cu un capac de veceu, cu ce aduzese vântul, nu ăla de la pușcărie, vântul, cum bucăți de lemn, cu un carton, o nenorocire. Și ăștia transmiteau în direct, asta zicea, suntem în focarul epidemic, în epicentru, era în epicentru, era în vulcan, cred, din aia. Toate școlite la CNN. Când am plăcut numai oligofren, ați zis că relații interne așa și externe așa. Așa vorbesc. Da, domne, uitați-vă din seara la televizor, că au schimbat limba română, accident în trafic. În trafic prosto, nu în trafic. Că nu-i curit. Este, ați zis? Deci, și aia a venit capra pe tocuri, așa era Elena din Troia, transmite așa, și în spate erau doi astronauți. Ăia cu mască ca pe lună. Suzan, Nelu, hai să vedem. Ăia se apărau de virus, aia nu. Pentru că ea era mai feroce decât virusul. Dacă intra virusul pe aia, murea virusul, aviarul acesta. Ea n-avea nevoie. Ăia în spate mergeau așa. Acum vă spune apărarea ființei naționale. Începem din exemple concrete. Dumneavoastră nu aveți nevoie de conferință. Imaginea asta era stranie. Era de pe Marte cu aia că ce nevoie, nu te la gara să mergem. Deci, era pe Apollo 14, vă dați seama. Și cu asta, din față, surrealist. Gardul. În spate o casă din aia țărănească făcută din pământ, știți, ca la țară, cu palma, așa. Da? Și a plecat din cauza ploii, inundații, într-o parte, că băbuța intra așa, mânca așa, totul era pentru o parte. Cum stăm noi acum, românii, nu vezi că stăm toți într-o parte, suntem în gravitație mai puternică. Și o băbuță stătea lipită de zid, slabă, ziceai că e o frescă ieșită din biserică pentru câteva minute să vadă ce se întâmplă pe pământ. Dom'le, și ochii ei erau autentici românești. Vrea să scaneze și să înțeleagă pentru bunul Dumnezeu cine sunt ăia, n-are tărirea. Erau niște ochii așa, ziceau, turci nu sunt, tătar nu, ruși nu sunt, cine dracul fie așa. Erau ochii băbuței. Ce mai era încă organic românesc? Erau găine din curte. Erau foarte agile, erau din aia hrănite cu râme, că se mișcă rapid, pac, pac, pac. Ca neagia cu mănânci, așa, rapide, nu erau din alea de mol, care stau pe loc, fac ou, și fac ouă europene, că nu știi care e gălbenușul și albușul. Doamne, arată-mi și mie unde zi. Că sunt găini stresați, sunt și oameni stresați. Ce, că am mâncat o mulet. Ați înțeles? Deci, nu, e situația gravă. Aia erau găini sănătoase și virile. Simțeau pericol. Dom'le, și aia s-au apropiat și au ajuns la gard, că acum în clipa aceasta se intră în epicentru de pandemie aviară, da? Și ăia au dat de un gard închis cu sârmă, dacă știți cum fac, că era țără. Numai că băbuța hrănită cu zici, avea o forță și cu țuică, i-a închis așa, ăștia nu puteau. Știți cum se zice urzicile, ci că mănâncă urzici, că
că îți schimbă sângele și dacă mai mănânci, îți schimbă și mersul. Ia pe semne că avea urzici și mai mânca și altceva. Nu puteau bărbații să deschidă domnul aia. Și atunci s-au zis așa, Nelu, n-ai un creste. Aia tot transmitea, acum vom deschide ușa, să vedem. Și aia nu puteau să deschidă ușa, erau doi bărbați, doi cătrălei și nu puteau să deschidă ușa. Și atunci au făcut o greșeală totală. Au zis, să sărim gardul. Și imaginea a fost așa, ultima imagine. Că a intrat o țepușă strategică. Și s-a zis, aici întrerupem emisiunea.